2 Cronici 29. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit. Și le-a zis, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au bătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar și ușile pridvorului și au strâns candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arder de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând dar să fac legământ cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujba înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Și leviții s-au sculat, Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii Chehatiților și din fiii Merarisilor, Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Ahaleel și din Gershoniți, Ioah, fiul lui Zima, Edel, fiul lui Ioah și din fiii lui Elitzafan, Shimre și Yehiel și din fiii lui Asaf, Zaharia și Matania și din fiii lui Heman, Yehiel și Shimei și din fiii lui Yedutun, Shemaia și Uziel. Au adunat pe frații lor și, după ce s-au sfințit, au venit să curățească și casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Preoții au intrat în lăuntul casei Domnului ca să o curățească, au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi, în a opta zi a lunii, au intrat în privorul Domnului și 8 zile au curățat casa Domnului, în a 16-a zi a lunii întâi, isfrăviseră. S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis, am curățit toată casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. Am adus iarăși în bună stare și am curățit toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fără de legile lui, sunt înaintea altarului Domnului. Împăratul Ezechia s-a sculat dis de dimineață, a strâns pe mai mari cetății și s-a suit la casa Domnului. Au adus 7 viței, 7 berbeci, 7 mii și 7 țapi ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru sfântul locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoților, fiii lui Aharon, să le aducă pe altarul Domnului. Preoții au junghiat boi și au strâns sângele și pe care l-au stropit pe altar, au junghiat berbecii și au stropit sângele pe altar, au junghiat miei și au stropit sângele pe altar. Au adus apoi țapii ispășitori înaintea împăratului și înaintea adunării, care și-au pus mâinile peste ei. Preoții au junghiat și au turnat sângele la piciorul altarului ca ispășire pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea de tot și jertfa de ispășire. A pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Leviții au luat loc cu instrumentele lui David și preoții cu Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar și în clipa când a început arderea de tot a început și cântarea Domnului în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel.
Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea de tot. Și când au isprăvit de adus arderea de tot, împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Apoi împăratul Ezechia și căpetenile au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis, acum, după ce v-ați sfințit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele pentru jertfă și aduceți jertfe de mulțumire la casa Domnului. Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe de mulțumire și toți cei care îi îndemna inima au adus arderi de tot. Numărul arderilor de tot aduse de adunare a fost de 70 de boi, 100 de berbeci și 200 de miei. Toate aceste vite au fost jertfite ca ardere de tot Domnului. Și au mai închinat Domnului 600 de boi și 3000 de oi. Dar preoții erau un număr mic și n-au putut să despoie toate arderile de tot. I-au ajutat fraților leviții până s-a isprăvit lucrarea și până s-au sfințit și ceilalți preoți, căci leviții s-au sfințit mai degrabă decât preoții. De altfel, erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimile jertfelor de mulțumire și cu jertfele de băutură ale arderilor de tot. Astfel a fost așezată din nou slujba casei Domnului. Ezechia și tot poporul s-a bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu bună voie, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate.